Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Din acest moment vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Doctorul Naturii. Discutăm în emisiunea de astăzi despre plantele condiment. Invitata mea, doamna profesor doctor Maria Pop, specialist în terapia cu plante, este din nou în studioul nostru. Dânsa ne va oferi mai multe detalii legate de, cum spuneam mai devreme, plantele condiment. Mulțumesc că ați revenit din nou în studioul nostru. Cu mare plăcere! Așadar, o emisiune oarecum mai specială, mai inedită. Discutăm astăzi despre plante, dar nu ca și tratament neapărat, ci ca și condiment. Plantele pe care de obicei le folosim în preparatele culinare. Ar trebui să, am considerat că trebuie să explicăm telespectatorilor noștri ce rol au plăntuțele pe care de obicei le folosim în, în alimentația noastră, pe post de condiment. Da. Plantele pe post de condiment stimulează apetitul, adică stimulează pofta de mâncare prin conținutul în uleiuri eterice care le face să aibă o aromă specifică, un gust mai iute, mai piperat, mai aromat. Și nu numai că stimulează pofta de mâncare, dar reglează și digestia. Elimină colicele, flatulența, se digeră mai bine grăsimile, de aceea sunt bune pentru persoanele care doresc să-și reducă din greutatea corporală. Stimulează circulația periferică, de aceea îți dau starea aceea de bine. Deci condimentele ca tare. Din obișnuință, pentru că ne aromatizează mâncarea, noi le folosim, dar nu cunoaștem efectele, pentru că le luăm pur și simplu ca și produse, ca și condimente și nu știm ce efect are al doilea efect, cum ar veni asupra organismului nostru. Păi, știți cum e? Noi zicem plantă condiment, dar în același timp toate plantele condimentare sunt și medicinale. Deci le putem considera și medicament, cum spun chinezii și indienii. Planta pentru mine este condiment, aliment și colorant natural. Așa că este foarte bună orice plantă medicinală considerată condiment până la o anumită limită, deci într-o anumită măsură. Iar peste măsură, bun înțeles, ca și toate... Ca și orice lucru de altfel folosit peste măsură. Poate să producă contraindicații, poate să producă reacții adverse. Sau anumite persoane rezonează mai bine cu unele plante condimentare și nu rezonează cu altele. Aceasta depinde chiar de fiecare în parte. Și depinde și de alimentele pe care le consumăm. Bun înțeles. Cum interacționează cu ele. Exact. Cel mai răspândit și mai cunoscut pe întreagă planetă și cum ar fi pe locul întâi ca și mod de folosire este piperul. Piperul este o plantă tropicală, o liană, care crește lungă, până la 10 metri, face o inflorescență ca și un ciorchinie și se transformă în fructe care de fapt sunt boabele de piper. Dacă ne uităm în comerț, o să vedem piper negru, piper alb, verde, roșu, roz. Și atunci ne punem întrebarea, oare ce-o fi? Sunt mai multe plante. Dacă e una singură, cum se obține? Dar să știți că majoritatea, în afară de piperul roz, se obțin din aceeași specie de plantă, adică piperul negru. La noi, în România, dintre toate speciile de piper, știm că cel negru se folosește cel mai mult. Dar piperul negru se recoltează înainte de maturitate, iar prin uscare și prelucrare devine culoarea negru, adică culoarea închisă. Iar dacă îl recoltăm la maturitatea deplină, el capătă o culoare roșie. Și atunci, deci când este matur, atunci este roșu? Și atunci vorbim de piperul roșu, care prin uscare și prelucrare se mai intensifică culoarea puțin. Și atunci e cu adevărat piper roșu. Iar din piperul roșu obținem piperul alb. Îl punem la macerație o săptămână, se desfac învelișurile externe și rămâne partea din interior care este de fapt piperul alb. Iar prin macinare este pulberea aceea de culoare albă. Piperul verde se recoltează în faza când e crud, când e de culoare verde și se uscă și se prelucrează în așa fel încât să se păstreze culoarea. De ce cel mai tare sau aroma o simțim noi cel mai tare la piperul negru? Păi cum
piperul negru suntem mai obișnuiți. La celelalte, cel puțin și la piperul alb, este, se simte așa specificul de piper, dar oarecum un picuț mai șters. Păi la cel roșu nu mi-am dat seama, pentru că n-am măcinat niciodată, am folosit în supă direct în amestecul acela de patru culori. Vedeți că piperul negru e la origine. Din piperul negru au rezultat toate celelalte. Deci e normal să fie puțin mai puternic, deci gustul mai iute, mai aromat decât la celelalte. Dar acum depinde în funcție de persoană. Sunt persoane care le place de minune piperul alb, piperul verde și eu folosesc piperul negru și mi se pare foarte bun și minunat. Deci am folosit și din celelalte, dar nu prefer așa de mult cum prefer piperul negru. Nici eu. Dar la celelalte am sesizat o aromă, adică o iuțeală un picuț mai ștersă, dar totuși așa o aromă plăcută la ele. Da, au o aromă parcă seamănă, iar o mică diferență se simte la fiecare. Piperul conține un alcaloid numit piperin. Datorită acestui alcaloid are piperul acea aromă și acel gust specific. Piperul este o plantă cu rol antiinflamator, antioxidant, diuretic, depurativ. Deci are foarte multe funcții. Piperul, pe lângă acest alcaloid, care este de fapt principalul component, mai conține și calciu, fier, cupru, crom pentru componentele sângelui. Conține potasiu pentru buna circulație. Deci conține mai multe elemente chimice. Acest element sau această substanță alcaloidică, piperinul, să știți că are un rol foarte important. Dacă se adaugă la alte condimente, sporește gustul și celorlalte. Deci împreună au un efect mai... Exact, în cazul turmericului, luat ca și medicament, turmericul împreună cu piperul are un efect foarte mare și foarte evident. Iar fără piper luat singur, nu e așa de mare efectul. Am înțeles. Ați amintit mai devreme de piperul roz. Eu nu am văzut aici pe la noi. Păi este o plantă mai puțin cunoscută. Se obține tot dintr-o plantă din familia Piperaceae asemănătoare, dar să știți că chiar e o plantă mai puțin cunoscută, mai puțin existent la noi, pentru că și celelalte forme, în afară de piperul negru, nu se prea folosesc la noi. Dumneavoastră ați avut piper roz? Apropo de acest piper roz? Nu, dar... Pentru că nu am văzut nici în comerț așa ceva la noi. Era un magazin în Piața Revoluției care am văzut că avea toate tipurile de piper și de condimente și eram atât de uimită eu văzând așa ceva și mai ales că era sub formă de pulberi. Am înțeles. Roz. Și Nu, toate sub formă de pulbere. Piperul alb sub formă de pulbere albă, piperul verde sub formă de pulbere verde, deci cardamonul, toate sub formă de pulbere. Și m-am uitat așa și m-am gândit că ar fi foarte interesant pentru oameni, dar s-a și desfințat, n-a durat mult. Probabil faptul că oamenii... Nu sunt familiarizați și noi suntem oarecum mai așa, mai tradiționaliști, un pic mai conservatori. Nu acceptăm foarte, foarte ușor lucrurile din afară. Și vă mai spun încă ceva. Tot ce e sub formă de pulberi are termenul de valabilitate scurt. De aceea noi trebuie să fim încântați când putem să cumpărăm semințele, boabele și nu pulberea. Iar dacă totuși am cumpărat pulberea, trebuie să o păstrăm în borcane sau flacoane ermetic închise și în afară oricărei rase de lumină. Am înțeles. Și în acele pachetele în care sunt vândute, pentru că foarte mulți producători acum fac acele pachetele cu o folie care se închide la partea de sus a pachetului. Eu nu știu cât să vă spun, de bine dar, conservă. Din punct de vedere științific, spune că nu mai mult de 5-6 zile. Atâta spune în datele științifice. Acum, probabil că se reduce din aromă, se reduce din valoare, dar tot mai rămâne. Bun, înțeles că mai rămâne și fiecare știe că nu trebuie să-l lase la infinit. Am înțeles. Ce mai putem să spunem despre piper? Despre piper am putea spune că dacă
formăm o soluție din apă și piper, o putem folosi contra insectelor, cum ar fi gândații de bucătărie, de care interesant. Nu putem scăpa, furnicile, muștele și alte insecte care, să zicem noi, că ne supără. Și ce trebuie să facem cu această apă? Să o ținem undeva la îndemână, într-o zonă în care de obicei apar insectele? De exemplu, un flacon din ăsta, spreiem, așa cum sunt flaconele, cum spreiem la geamuri, luăm un flacon gol, punem această soluție de apă și piper și spreiem acolo unde vin insectele. De exemplu, la bucătărie am terminat, spreiem foarte bine zona unde apar insectele și după câteva utilizări nu mai apar. Nu pătează? Nu. Am înțeles. Și ar mai trebui să spunem că cantitatea de piper trebuie să fie rezonabilă la cei care au hiperaciditate gastrică, la care glandele gastrice secretă și așa prea mult acid gastric, știți? Ei trebuie să fie atenți. În rest, se poate consuma până la 3-5 grame zilnic, nu e nicio problemă. Am înțeles. Haideți să luăm o altă plantă condiment. Da. Boiaua. Boiaua de ardei, o cunoaștem cu toții, cunoaștem și fructul din care provine. Prin uscarea și măcinarea fructelor de ardei, fie ardei dulce, fie ardei iute, obținem această boia de ardei, care noi o folosim în tehnica culinară mai mult pentru colorarea alimentelor. Și mai mult noi aici în Ardeal. Da. Dacă ne gândim bine, ce conține boiaua este exact ceea ce conține ardeii. Deci vitamina C foarte multă, vitamina A, E, zinc, potasiu. Deci înseamnă că boiaua de ardei este foarte sănătoasă. Multe vreme s-a gândit că accentuează hiperaciditatea. Ori cercetările din ultimul timp au scos în evidență că nu. Pe lângă faptul că este antibacteriană, stimulează secreția unor sucuri care protejează mucoasa stomacală și intestinală. Deci, ca atare, nu e nicio restricție. Și atunci, de ce unii nu se simțeau bine după ceva preparat cu boia? Să interacționeze cu alte alimente pe care le-au consumat? În primul rând, trebuie să ne asigurăm să fie boia adevărată. Vedeți dumneavoastră cum se vorbește. Eu vă spun ce se vorbește, că eu nu știu, n-am cercetat eu acest lucru, că se adaugă făină prăjită ca să mărească greutatea. Ori făina prăjită, vă dați seama că automat produce pentru oamenii sensibili, produce acea senzație de rău. Așa este. Sau dacă se mai introduce ceva coloranți sintetici, sigur că poate să dea rău. Sau cum se discuta la un moment dat că ar fi cărămidă măcinată. Păi, tare multe am auzit și eu, apoi nu știu ce să vă spun, dar prin analize de laborator se poate evidenția. Se vorbește de capsicina din ardeiul iute. Și am văzut cu toții anumite creme care conțin această plantă. Are un puternic caracter antiinflamator și analgezic. De aceea, în cremele care sunt pentru diminuarea inflamațiilor și a durerii, fie reumatice, fie artritice, vedem că intră în componență și ardei iute. Să știți că sunt foarte bune. Eu am încercat o astfel de cremă cu ardei iute și, într-adevăr, am avut o durere la un picior în urma unui accident și, efectiv, după 20 de minute mi-a dispărut complet durerea. Deci e foarte bună. Și stimulează și circulația periferică, este și diuretică, elimină apa din zona respectivă și toate, în total, în ansamblu, dau un efect bun. Putea să spună de boia, reglează glucoza după masă, deci după ce am mâncat, reglează glucoza aceea existentă în sânge și atunci nu este nevoie de așa de mare cantitate de insulină, mai ales pentru persoanele care au probleme cu hiperglicemia sau cu diabetul. Reglează și activitatea inimii, fluxul biliar, circulația sângelui. Și ajută în curele de slăbire, trebuie să spunem asta. Da, în curele de slăbire ajunge și piperul, ajută și boiaua de ardei.
Am pentru înțeles. Că din moment ce ajută la descompunerea grăsimilor, că doar noi aceasta urmărim în primul rând prin cururile de slăbire, să descompunem, să eliminăm grăsimile, să eliminăm apa în exces și să energizăm corpul. Este și o substanță energizantă, boiaua de ardei. Deci, ca atare, ne dă energie și toate circulă, toate activitățile și funcțiile vitale sunt într-o formă mai bună. Am înțeles. Turmericul. Turmericul. Care nu este de pe la noi, spre deosebire exact. De ardei, de produsul final, boiaua. Da. Turmericul sau unii spun curcumina. Dar, de fapt, turmeric îi spune, curcumina este substanța activă, pentru că acest turmeric conține un ansamblu de substanțe active care poartă denumirea de curcuminoizi, iar dintre aceștia, curcumina este cea mai mult folosită, cea mai mult discutată. Turmericul este o plantă tropicală. Pe noi, de la turmeric, ne interesează doar rizomul. Rizomul, care este foarte mult apreciat în bucătăria indiană și bucătăria chineză. Pentru ei, turmericului medicament, adică în primul rând condiment, apoi medicament și colorant alimentar. Pentru care și el o curăță galbenă frumoasă. Dar este foarte, colorează foarte tare. Da? Am gătit și eu așa ceva indian și am folosit și mi-a rămas efectiv, mi s-a pătat zona în care am lucrat cu ea. Păi, nu întâmplător îi spune că e colorant alimentar. Colorantul alimentar natural, când dă o culoare, acea se fixează bine pe zona unde a fost depusă și, bineînțeles, că va dispare mai greu. Deci, pe lângă partea condimentară, care îl face să fie folosit așa ca și piperul. Efectiv, se poate presara pe mâncare și dă un gust așa iute, dulce, amărui, așa specific. Fiecare are gustul lui specific. Iar dacă ne gândim la folosința lui sub forma unui tratament, pot să vă spun că are rol antidepresiv. S-a constatat prin cercetări clinice că rolul acestui turmeric, acestei curcumine, acestei pulberi galbene, este așa de mare ca și medicamentele de sinteză, antidepresive, bineînțeles, și cu atât mai mult că nu are reacții adverse. Da. Tot turmericul poate să ne ferească de orbire. Știți că de la o anumită vârstă, mai ales oamenii cu probleme de circulație, cu probleme de diabet, cu probleme de metabolism lipidic, au probleme cu ochii, cu scăderea vederii, cu cataracta. Deci acest turmeric previne orbirea prin faptul că vindecă o boală premergătoare orbirii, uveită. Deci e o boală care afectează cristal, irisul, partea aceea colorată, coroida și corpul ciliar care le susține. Și vindecând această boală, automat previne orbirea. Acum am văzut multe cercetări în domeniul vindecării bolilor sistemului nervos, Alzheimer, Parkinson, și m-am gândit că conține și 5-hidroxitriptofan, care ne dă acel hormon al fericirii, și să știți că rezultatele sunt îmbucurătoare. Îmbucurătoare. Într-adevăr, se diminuează sau, cel puțin, dacă am stopa aceste boli periculoase, ar fi un lucru foarte important. Deci, ca să nu evoluează în timp. Am înțeles. Studiile arată că sunt mai puțin bolnavi psihic indieni, oare? Păi, indienii, să știți că ei folosesc... Pentru că folosesc foarte multe condimente în produsele, în preparatele lor culinare. Știți ce folosesc indienii? Dacă m-ați întrebat chiar prom de indieni, ei folosesc această plantă pentru iluminare. Fac niște tratamente înainte, așa, cu o anumită măsură, și urcă apoi acolo, în munte, au ei zonele lor unde sunt foarte pline de lumină și de spiritualitate, și după ce stau mai multe zile, ei devin un fel de clarvăzători, pricep anumite lucruri, pot să dea răspuns la anumite întrebări. Deci șamanii, de fapt, ce sunt șamanii? Aceștia sunt.
Înțeles. Deci, printre altele, că nu e numai această plantă, turmericul e o plantă de bază. N-am fost atentă în mod deosebit care sunt bolile care predomină la ei. Dar mă gândesc că există anumite diferențe față de noi europenii și tocmai pentru faptul că obișnuiesc să consume altfel de alimente și folosesc foarte multe legume, foarte multe fructe, foarte multe mâncăruri proaspete și, evident, aceste plante condiment. Păi vedeți că și în România, dacă avem o bucătărie undeva sau un magazin sau un restaurant chinez sau indian, automat ne dăm seama că acolo predomină în general legumele, în al doilea rând apar toate condimentele pe care noi nu le cunoaștem. Dar eu vă spun nu le cunoaștem efectele benefice. Da, dar eu vă spun că și pentru că așa noi, din auzite deja știm fiecare ce este aia, ce este cealaltă, au început să apară și în magazinele de la noi foarte multe produse, foarte multe legume, condimente care vin din partea asiatică. Să știți că și noi avem condimentele noastre foarte multe, dar nu le folosim. Nu le folosim. Pentru că nu le cunoaștem? Nu le cunoaștem, uneori le cunoaștem și nu le folosim, sau nu le cunoaștem în suficientă măsură ca să știm care este efectul benefic. Unul dintre acestea ar fi busuiocul, nu? Da, busuiocul, măghiranul, chimenul, fenicul, sunt multe. No, dar oricum... Poate vorbim cu altă ocazie despre ale noastre. Curcumina nu putem să o anihilăm, chiar dacă am avea și noi destule, pentru că este foarte renumită la ora actuală și sunt foarte multe cercetări clinice care efectiv arată efectul acesteia. Mai arată și efectul de vindecare a inflamațiilor stomacale și intestinale. Arată... În caz de afecțiuni renale, se reduce proteinuria, un lucru foarte important. Am mai citit în legătură cu modul de dizolvare așa timp îndelungat al pietrelor la rinic și la ficat, lucru iară, pentru că știm că în cazul unor pietre mari nu se poate face decât numai intervenție. Nu se poate să se folosească plante pentru că pot disloca pietricelele. Ori vine această plântuță, această pulbere galbenă și încetul cu încetul dizolvă pe margini, dizolvă până se face piatra micuță și atunci se poate elimina. Interesant. Da. A fost foarte mult folosit la indieni, la chinești, ca și afrodisiac această curcumină sau turmeric. Și uitați-vă că eu am luat în spatele meu o eșarfă la o conferință internațională, la un stand indian, erau astfel de eșarfe. Într-adevăr că erau foarte scumpe și spunea că sunt făcute din turmeric, din fibre de turmeric. Bun, înțeles că eu eram foarte curioasă, am întrebat, nu prea m-am înțeles așa de bine, dar mi-a spus că nu se spală niciodată, am înțeles și m-am înțeles că nici praful nu se depune niciodată și că dacă îl voi purta, voi simți un efect, o senzație de bine, de voie bună, de o spiritualitate bună și să știți că așa este. După ce l-am folosit mai multă vreme, am fost eu curioasă dacă îl spăl, ce se întâmplă. Să știți că nimic, a rămas apa limpede, perfect, nimic nu s-a cumpărat. Dar de murdărit s-a murdărit? Nu. Deci a schimbat puțin pentru că este un alb delicat. Așa a fost cum îl vedeți. Așa e culoarea lui naturală. Acum, era cu etichetă unde scria compoziția, scria din ce ai făcut, apoi mai multe nu știu, ei știu cum la noi nu se face așa ceva, dar mi s-a părut foarte interesant. Da, așa este. Mai avem o plantă despre care vom discuta astăzi, cardamonul. Cardamonul. O plantă, cum să-i spunem, un condiment, care este termenul cel mai potrivit în cazul acesteia? Păi cardamonul e mai puțin cunoscut. Curcumina, deja la ora actuală, foarte multă lume o cunoaște. Cardamonul nu. Cardamonul se găsește sub forma de pulbere, o pulbere așa albicioasă. Cardamonul e foarte scump. Cardamonul este condimentul cel mai scump după șofran și vanilie. Și probabil și pentru acest lucru. Are un gust interesant. Tot așa, că toate au un gust așa iute puțin și amărui, astringent, dar are o aromă caracteristică. Eu l-am folosit sub formă de pulbere, numai că tot m-am gândit și eu la pulberea aceea după ce am ținut-o câteva zile, după aceea n-am mai folosit-o, pentru că știam că se degradează, se oxidează și n-am mai folosit-o. Am înțeles și dumneavoastră la ce ați folosit-o. Efectiv, am presărat așa pe alimente.
Ce fel de alimente? Preparat? Un fel, un doi? Așa cum presar puțină sare pe alimente, așa poți presara puțin cardamon. Și ați ales un pilaf? Da, pe un pilaf, pe o mâncare de legume, pe o mâncare de carne. Este foarte bun dacă pui câteva boabe, așa se spune, dar cred că se poate pune și puțină pulbere, că sub formă de pulbere am văzut, dar poate este și sub formă de boabe, n-am căutat eu. Într-o cutie cu cafea, toată cafeaua primește acea aromă. O ceașcă de cafea sau de ceai la arab este un simbol, dacă este condimentată cu cardamon, este un simbol de ospitalitate și generozitate. Pentru ei foarte important acest condiment. Am înțeles. Ne apropiem de finalul emisiunii. Dacă putem să ne referim un pic din timpul cât ne-a mai rămas la proprietățile cardamonului. Cam așa, cam ce face el pentru organismul nostru? Deci, pe lângă faptul că ne stimulează acea poftă de mâncare, acea putere apetisantă, gustul, aroma, ne stimulează senzațiile, ne putem gândi la o bună digestie, ne putem gândi la fluxul biliar. Deci persoanele care au o bilă lene și care au o discinezie biliară, le este foarte eficace cardamonul. Stimulează circulația sângelui. Deci o circulație mai bună. Deci, poate fi consumată, poate fi dată și la copii dacă stimulează apetitul? Să știți că eu n-am găsit nicăieri că nu este voie la copii și că este contraindicată. Știți că micuții de foarte multe ori au probleme cu mâncarea, nu prea au poftă de mâncare și trebuie stimulați cumva. Dar oricum, nu e o metodă să folosim condimente. Nu, dar dacă pregătim ceva mâncare pentru noi, putem să le dăm și lor. Dar pentru că uneori la piper trebuie să fim atenți, mai ales dacă sunt mai micuți. În limita normalului și în limita cât se acceptă, este foarte bine să mănânce și ei. Pentru că așa se formează și organele și digestia se formează încetul cu încetul printr-o mâncare variată. Nu mai e problema, e să fie bine combinată și cantitățile necesare, că știți cum e. Toate vă sunt îngăduite, dar nu toate vă sunt de folos. Așa cum spunea Apostolul Pavel. A, ce frumos a spus. Încheiem așa emisiunea atunci. Da, da, să știți că mie mi-a plăcut foarte mult totdeauna acest, dar nu pot să vă spun că nu mi-a venit în cap acum momentan, nu știu de unde l-am luat, dar știu că l-am luat din Biblie. Am înțeles. Poate mai discutăm despre plantele condiment și într-o emisiune viitoare. Da. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit, mai ales că despre aceste plante despre care am discutat astăzi s-a vorbit mai puțin întotdeauna din punct, să spunem, din punct de vedere al biologului. Da. Și mai ales că sunt și plante destul de rare, pentru că nu cresc la noi, cu excepția ardeiului, din care obținem boia. Da. Mulțumesc! Cu mare plăcere! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți! La revedere!